de conducerea actuală din Onești și de modul în care aceștia înțeleg să folosească resursele orașului chiar și în scop personal. O să vă dau imediat câteva amănunte legate de Doamna, lucrurile pe care vi le spun. În momentul ăsta noi o să înregistrăm convorbirea. Sunteți de acord cu înregistrarea convorbirii? Sunt de acord cu înregistrarea convorbirii fără nicio problemă. Perfect. Sunt Eugen Ungureanu de la Televiziunea Exclusiv. Știu că dumneavoastră mă cunoașteți și mă bucur foarte mult că ați venit cu acest aspect pe care vreți să-l semnalați. Hai să începem întâi încă o dată cu povestea cu acele locuințe de protocol. Mai povestiți încă o dată exact ce mi-a spus la începutul convorbirii. Am înțeles. Haideți concret să vă spun despre ce este vorba. În momentul anului 2000, când primăria a finalizat noul sediu al bibliotecii, unde, pe dealul Crecilor, pe General Radu Roșeti numărul 1, unde primăria deținea biblioteca orașului în câteva apartamente. Pentru cei care nu știu, localizați un pic mai bine. Ce este? Dealul Grecilor. Deci este dealul Grecilor. Știi tot orașul unde anume. A fost biblioteca orașului înainte. Bine. În momentul de fapt, apartamentele respective au fost eliberate. Încă o dată spun, din anul 2000 au fost eliberate aceste apartamente și în momentul de fapt sunt folosite cu titlul de apartamente de protocol de către primărie. Aici sunt cazați diferiți oaspeți, unii dintre ei, nu toți, încă o dată subliniez, nu toți, unii înțeleg să păstreze liniștea și să respecte liniștea celorlalți locatari și a vecinilor din zonă, pentru că sunt implicate și blocurile vecine, deci nu numai de acolo. Dar alții nu înțeleg. Deci, mai mult decât atât, am putut observa, spre exemplu, acum, cu prilejul weekendului care a trecut, oaspeți care n-au ținut nici de festivalul care a decurs în weekend, sunt oaspeți care mai degrabă vreau a fi nuntași și prin comportamentul lor. Din câte am înțeles, domnul viceprimar a botezat sâmbătă și îmi pun firesc întrebarea dacă nu cumva domnul primar a folosit resursele orașului, din punctul meu de vedere ăsta, constituind un abuz. Dacă nu a folosit resursele orașului respectiv, apartamentele de protocol, să-și cazeze oaspeții, proprii oaspeți. Da, aici vreau să vă fac o precizare. Televiziunea noastră va lua legătura cu domnul Gnatiuc, dânsul este viceprimar. Da. Cred că este corect. O să-l rugăm să ne dea câteva detalii dacă într-adevăr s-a folosit în acest scop sau dacă nu, pentru că noi, să știți, întotdeauna căutăm să discutăm cu toate părțile și suntem echidistanți. Ce ați mai observat, doamnă, în legătură cu... Am mai observat că persoanele care au fost cazate în acest bloc au folosit două autoturisme parcate în fața blocului cu numere. Vă pot da și numerele auto. Da? București 685 ATM și Vaslui 05 FRT. Deci persoanele respective aveau un comportament nu de oaspeți al orașului, ci de oaspeți la nuntă, botez, orice vreți dumneavoastră, numai ca oaspeți ai orașului, pentru că îi cunoaștem acum pe oaspeții orașului cine sunt. Da? Da, da. Deci nu erau din cei care au venit cu spectacolul de zi? Părerea mea este că nu. Cei care au venit cu spectacolul au fost câțiva sunetiști, aceia au fost cazați probabil sub nota asta, în apartamentele de la parter, dar oaspeții au fost cazați la etajul 1. Vă dați seama că este greu pentru noi, vecinii blocului, să facem investigații de unii singuri. Este o bănuială, este o prezumție, dar un eveniment similar s-a întâmplat și în 2013, când domnul vice s-a însurat. La fel și atunci, mi se pare din nou suspect ca domnul viceprimar să folosească din nou, încă o dată subliniez, sub prezumția de bănuială, apartamentele de protocol ale primăriei în scop personal pentru a-și caza proprii oaspeți. Bună ziua, domnule viceprimar, Eugen Ungureanu, sunt de la Televiziunea Exclusiv TV. Pe adresa redacției noastre ne-a sosit un e-mail, de asemenea am fost contactați prin telefon de locatare din Roseti numărul 1. Și având în vedere dreptul la replică de care dumneavoastră trebuie să beneficiați, pentru că noi așa lucrăm, ne-am gândit să vă cerem și un punct de vedere al dumneavoastră, pentru că a fost sesizarea atât către primăria din Onești, dar și către poliție. O parte din acestea nu au primit răspuns și, desigur, locatarii v-au adus anumite, hai să spunem, nu neapărat acuzații, dar suspiciuni că dumneavoastră ați fi utilizat
în mod abuziv, așa spun ei, spun că nu au nici certitudine, citez aici din e-mailul pe care l-au trimis. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Știți foarte bine, e vorba de locuințele de protocol din dealul grecilor, din Rosetti numărul 1. Vă ascult. Bună ziua, în primul rând. Înțeleg oarecum întrebarea dumneavoastră și, dacă pot spune, suspiciunile acelor persoane. Un lucru este cert, nu am folosit, nu folosesc și nu voi folosi niciodată unul bun al primăriei, din patrimoniul primăriei municipiului Ionești, în interes propriu. Înțeleg că, din ce mi-a spus dumneavoastră, că aș fi folosit atunci în evenimentul care atunci când m-am căsătorit anul trecut, exact, sau la botez anul acesta. Da, exact. Este exclus. Așa, vă rog. Este exclus acest lucru. Ceea ce aș ruga este ca persoanele care au astfel de suspiciuni să se adreseze instituțiilor statului, să se ia măsurile de rigoare. Ar fi un abuz din partea mea să fac acest lucru și sunt o persoană responsabilă care niciodată nu am făcut astfel de abuz sau voi face. Domnule primar, problema este că cetățenii nu au semnalat doar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, ci au semnalat, ca să vă detaliez un pic, și faptul că locuințele sunt repartizate unor oaspeți ai Ioneștiului, deci lăsăm acum deoparte cazul dumneavoastră, dar având calitate de viceprimar, e bine să știți și dumneavoastră, probabil că mai mult decât ceea ce ne-au semnalat în legătură cu dumneavoastră, e faptul că diverse persoane sunt cazate acolo. Anumite persoane au bunul simț de a folosi aceste locuințe de protocol civilizat, dar sunt foarte multe cazuri, mai ales în ultima perioadă, care au început să devină, să fie din ce în ce mai multe, momente în care pe parcursul nopții locatarii nu pot dormi pentru că, citez, avem nefericirea, spun aceștia, să locuim în preajma acestui imobil, suntem sus sau urs la ce face primăria în aceste apartamente. Este posibil să ne înșelăm asupra faptului că apartamentele de protocol ale primăriei din Rosetti 1 sunt folosite și în interesul personal al unora dintre mai mari primăriei, pot să sar peste acest lucru. Deci ei se plâng și de altceva decât ceea ce spuneam noi în material, de faptul că e multă gălăgie. Acum, eu vă întreb, domnule viceprimar, nu ar trebui să existe un registru undeva pe care să-l vedem noi presa și să-l prezentăm cetățenilor, în care să vedem dacă într-adevăr, într-o anumită perioadă, au fost cazați și este firesc că oaspeții Ioneștiului să fie cazați undeva, să aibă condiții bune, nu ar trebui să existe un asemenea registru, domnule viceprimar? Eu am un punct de vedere care este următorul. Atunci când, în primul rând, în atribuțiile mele de serviciu, nu am gestionarea sau administrarea acelor bunuri pe care le are primăria. Mă refer aici și la apartamentele pe care le-ați menționat dumneavoastră mai devreme. Deci există o persoană, în persoana domnului Mihăilă, exact, care este administratorul primăriei și dânsul vă poate da toate datele referitoare la persoanele care au fost cazate, când, cum, unde și cât timp. Da. Și numele lor, bineînțeles. Da. Pe de o parte. Este o informație. Pe de o parte. Vă ascultăm în continuare. Pe de altă parte, dacă persoane sunt lezate în interesul privat, privind ceea ce spuneți dumneavoastră, eu știu, liniștea publică sau alte lucruri care se întâmplă în acele apartamente, chiar le-aș face sugestia sau îndemn ca de îndată să anunțe în acel moment poliția. Și poliția, dacă cu siguranță va răspunde la apel, dacă este o problemă legată de liniștea și ordinea publică. Nu știu de ce, după o săptămână sau zile, anunță și nu anunță poliția în acel moment. Da, trebuie să fac precizarea. Că era foarte simplu ca poliția, dacă se deplasau la acel moment, se deplasau, vedem cine sunt persoanele care sunt și în ce regim persoanele stau acolo. Eu am făcut același lucru, mă scuzați că v-am întrerupt, chiar i-am întrebat în interviul pe care urmează să-l difuzăm și integral, noi am publicat doar o parte din acel interviu, în care am întrebat persoana în cauză, care reprezintă un grup de locatari din cartierul Rosetti,
De ce nu au anunțat? Mi-au spus că au anunțat poliția, dar pe de altă parte sunt deranjați că chiar dacă au sesizat în unele cazuri, nu s-au văzut o rezolvare a acestor probleme, având în vedere că primăria știe situația din acel bloc. În continuare au fost cazate persoane și o să discut aici cu domnul Mihăilă și vă mulțumesc că ne-ați dat această informație, o să-l abordăm. Nu s-au îmbunătățit, deci chiar dacă au fost aceste reclamații, chiar dacă la un moment dat au primit și răspunsuri de la primărie, dar nu la toate adresele pe care le-au trimis, iată, situația a rămas aceeași. Tocmai de aceea eu înțeleg și cetățenii, înțeleg și poziția dânșilor, înțeleg și poziția dumneavoastră și vă mulțumim. Așadar, nu ne rămâne decât să-l căutăm pe domnul Mihăilă, să ne dea detalii, să vedem dacă nu cumva ar trebui un protocol, nu spune nimeni un contract sau obligație, un protocol cu oaspeții care vin la noi, sper să nu deranjeze acest lucru, având în vedere că sunt locatari în acel bloc, un protocol prin care să și angajamentul să nu deranjeze pe cetățeni și eu cred că din acest punct de vedere s-a rezolvat problemele. Sigur că dumneavoastră aveți dreptul să, la rândul dumneavoastră, să vă imaginați anumite lucruri, dar încă o dată... Așa cum și îl imaginează să înțeleg alții sau dumneavoastră. Exact, așa cum celălalt sau tot felul de imaginați, e adevărat. Da. Văd că unii stau mai bine cu imaginația decât o impune situația, fapt care îmi dă dreptul de a avea anumite rezerve în ceea ce privește această sesizare. Bineînțeles că pentru persoana mea voi face ceea ce n-au făcut dânsii, adică voi face un demers juridic în acest sens, astfel încât să vedem în ce temei persoanele pe care le menționați dumneavoastră mai devreme au făcut aceste sesizări față de dumneavoastră și practic în fața legii vor trebui să demonstreze și să spună ce și cum s-a întâmplat și voi face lucrul ăsta cât de curând. Vă mulțumim foarte mult, domnule Gnatiu, că apreciem foarte mult ca televiziune că a fost de acord să răspunde solicitării televiziunii noastre. Și vă asigurăm în continuare că ori de câte ori numele dumneavoastră va fi prezent în sesizările, în ideile, în sugestiile cetățenilor, vă vom anunța așa cum am făcut-o întotdeauna și acest drept la replica dumneavoastră este mai mult decât util pentru că într-o oarecare măsură, din punctul nostru de vedere, clarifică într-o mare măsură ceea ce ne-au trimis cetățenii. Desigur, noi vom continua ca televiziune să solicităm primăriei Onești, poliției Onești și cei care au primit sesizări de la cetățeni și nu au dat răspuns conform legilor 52 și 544 să vedem de ce nu s-au clarificat aceste lucruri, pe de altă parte de ce liniștea locatarilor din cartierul Onești este deranjată în continuare, deși sunt foarte, foarte multe reclamații. Încă o dată, noi vă mulțumim foarte mult și vă asigurăm că întotdeauna aveți la noi un drept la replică pentru orice fel de problemă. Să sperăm că aceste lucruri vor fi cât mai puțin. Vedeți, dumneavoastră, dreptul la replică nu întotdeauna pot spune îndreaptă lucrurile și dați-mi voie ca să fiu foarte rezervat în ceea ce privește pe viitor dreptul la replică. Voi lua toate măsurile, eu știu, legale în instanță, voi acționa în instant acele persoane sau acele acțiuni care nu sunt corecte. Cetățenii vor avea și alte reclamații sau tot felul de probleme pe care le au. Veți da în judecată tot Onești dacă foarte mulți oameni vor veni cu anumite lucruri. Citesc din alte publicații la un moment dat, acum câtva timp, adică nu e singurul caz în care apăreți în discuție. Ce veți face? Veți acționa pe toată lumea în instanță? Dumneavoastră nu faceți diferența între o problemă care vine direct la adresa mea și o problemă cu caracter general. Aici este vorba despre un presupus abuz pe care l-am făcut eu din perspectiva funcției pe care o am și lucrurile acestea nu trebuie tratate cu indiferență sau, eu știu, cu așa că tot ce mai dau câteva exemple. Oricine face un abuz sau o acuzație trebuie să răspundă. Atât eu dacă am greșit trebuie să răspund. Da. Atât eu dacă am greșit trebuie să răspund, cât și celălalt care a făcut acuzația dacă a greșit trebuie să răspundă. Cetățenii se îndreaptă și către noi. Deci, pe de o parte, ei trimit sesizări, solicită tot felul de lucruri primării. Trebuie să fie întemeiate, nu e nicio problemă. Sesizări trebuie să făcute, dar trebuie să întemeiate. Nu putem arunca cu noroi într-un om. Dar trebuie clarificate, domnule Ignatiu, prin natura funcției pe care o aveți dumneavoastră, e bine să aveți un dialog permanent cu cetățenii. Iată, presa
încearcă pot să am dialogul, pot să am dialogul foarte direct, domnul Ungureanu. Da. Oricine are o problemă legată de sfera mea de activitate la primărie poate să vină la primărie să discutăm orice problemă. Am avut oricând deschiderea aceasta și o am în continuare. Nu cred, nu sunt adeptul discuțiilor administrative prin presă, oricare ar fi ea, scris, audio sau TV. Cred că problemele administrative trebuie să discutate și rezolvate în cadrul administrației publice locale și nu sunt o persoană care, mă afișez foarte mult în media și nici nu mi-am propus să o fac pe viitor. Domnule viceprimar, noi vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră, vă mulțumim pentru răspuns și în continuare o să încercăm să ne păstrăm poziția de echidistanță în ceea ce privește atât ceea ce ne trimit cetățenii, cât și poziția dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! O zi bună! O zi bună!